Bun venit, dragii mei, la o nouă lecție de biologie. Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să aflăm astăzi cum se divid celulele prin mitoză. După cum știm, moștenim de la părinți caractere ereditare, dominante sau recesive, prin intermediul cromozomilor. Pentru ca un organism să supraviețuiască în timp, celulele moarte din structurile lui sunt înlocuite de celule noi, formate prin diviziunea celulară. Prin urmare, fiecare celulă se naște dintr-o altă celulă. Ea crește, se specializează structural și funcțional, apoi moare sau se reproduce, adică se divide. Celulele corpului, numite și celule somatice, sunt diploide, având un set complet de cromozomi, în cazul omului 46. Aceste celule se formează prin mitoză. Pentru păstrarea numărului de cromozomi în celulele fiice, are loc, înaintea mitozei, dublarea cantității de ADN. Astfel, cromozomii monocromatidici devin cromozomi bicromatidici. Putem să reprezentăm un cromozom monocromatidic, așa, iar el va deveni un cromozom bicromatidic. Acest lucru se întâmplă în interfaza ce precede diviziunea celulară. Reținem faptul că în diviziune va intra o celulă cu cromozomii formați din două cromatide surori, numiți cromozomi bicromatidici. Diviziunea celulară începe cu diviziunea nucleului, după care are loc diviziunea citoplasmei și separarea celor două celule fiice. Diviziunea nucleului se desfășoară în patru faze succesive, profaza, metafaza, anafaza și telofaza. În profază, nucleul se dezorganizează, se formează pusul de diviziune, cromozomii bicromatidici devin vizibili și se prind pe filamentele fusului prin centromer. Metafaza este faza în care cromozomii bicromatidici sunt spiralizați la maxim și se aliniază la mijlocul fusului de diviziune, formând placa metafazică sau placa ecuatorială. În anafază se separă cromatidele surori, rezultând cromozomii monocromatidici care încep să se deplaseze spre cei doi poli ai celulei. În telofază, cromozomii monocromatidici ajung la poli, se despiralizează și formează doi nuclei identici. Fusul de diviziune dispare. Urmează diviziunea citoplasmei, proces numit citochineză, cu formarea a două celule fiice identice, diploide. Mitoza poate fi reprezentată schematic astfel. O celulă mamă diploidă, notată 2N, formează prin diviziune două celule fiice, tot diploide, identice între ele și identice cu celula mamă ca număr de cromozom. Să reținem, copii. Mitoza este diviziunea celulară ce se desfășoară în celulele somatice. Prin mitoză, dintr-o celulă mamă diploidă, se formează două celule fiice, diploide, identice între ele și identice cu celula mamă.
când diviziunea celulară se desfășoară conform instrucțiunilor din molecula de ADN, celulele fiice rezultate vor fi celule normale. Mitoza este procesul de diviziune prin care se asigură creșterea, dezvoltarea și repararea țesuturilor distruse.